viața nu este numai o trăire materială cu carnea aceasta, ci este o descoperire sau o continuă descoperire a lui Dumnezeu. Ca să putem descoperi pe Dumnezeu, iubiți credincioși, trebuie să folosim darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Ne-a împărtășit Dumnezeu chipul Său. Rațiunea, sentimentele și voința. Acesta este chipul spiritual al nostru. Noi folosim îndemnările acestea, să zicem, și zicem că sunt ale noastre și că este firesc să le avem. Acesta este statutul spiritual pe care Dumnezeu ni l-a dat spiritual și în lumea aceasta. Și dacă nu spunem calitățile noastre în relația cu Dumnezeu, nu putem să sporim în viața aceasta. De aceea, după ce Dumnezeu a zidit lumea, ne spune Evanghelia de astăzi, prin Fiul Său, da? Acesta a plecat undeva departe. Unii au zis că Dumnezeu s-a retras din lume, după ce a făcut Dumnezeu lumea, s-a retras și n-a mai avut capacitatea de a coordona lumea aceasta. A rămas ceva lume viste din Joș care a pătruns întreaga creație, adică lucrarea Duhului Sfânt și aceasta este veșnică asupra lumii, deci ea nu se retrage și atunci energia și lucrarea lui Dumnezeu a rămas asupra lumii. Ne spune pericopa evanghelică de astăzi că Mântuitorul, da, după ce a împărțit darurile fiecăruia după cuvintele sale, 5 talanți la unul, 2 talanți la unul și un talant celuilalt, a plecat undeva departe. Și cei care au primit aceste daruri bisericioși erau datori să le lucreze. Și atunci când s-a fost cel care a încredințat talanții celor care au primit, atunci fiecare s-a prezentat cu lucrarea vieții lui. Așa se întâmplă și cu noi, bisericioși. Dumnezeu ne-a dorit viață, și s-a retras în cerul și ne așteaptă acolo, în împărăția cerului. Hristos n-a rămas pe pământ, a venit, a creat lumea, s-a retras în Sfântul Sfintei Trăi, a venit în lume, s-a retras în împărăția cerurilor și ne așteaptă la judecată. După ce ne-a dăruit toate condițiile în care noi să lucrăm, talanții vieții noastre, fiți credincioși. Spun interpretările că cei 5 talanți ar reprezenta cele 5 tipuri ale noastre. Cei 2 talanți ar reprezenta viețuirea noastră trupească și sufletească. Și talantul este unitatea celor două, trup și suflet. Unul singur. Și noi ar trebui să lucrăm, iubiți credincioși, și iată în viața noastră, aceste calități, aceste caracteristici pe care le avem. Numai că unii se străduie și dovedesc sporul acestor calități duhovnicești, iar alții îngroapă talentul acesta al credinței, iubiți credincioși, pe care au primit-o din partea lui Dumnezeu. Pentru că cel care zice că s-a temut, zice, Doamne, m-am temut că ești un stăpân rău, care culegi de unde n-ai semănat, da? Și vrei să iei de unde nu ai dat. Și iată că temându-se, da? Cel care a primit un talent, n-a sporit lucrarea vieții lui, a calităților vieții lui, prin talanții pe care i-a primit, și cel care a primit un singur talent l-a îngropat, iubiți credincioși. Adică, ne vrând să lucreze, a zis, păi, și așa e puțin, nu mai am ce să fac cu el, îl îngrop, că vine stăpânul și atunci de teamă să nu cumva să pierd și talentul ăsta, să îl curg pe undeva, mai bine îl îngrop și când vine îl dau înapoi. Iată, iubiți credincioși, că Dumnezeu nu așteaptă de la noi să primească ceea ce ne-a dăruit. Da? Dumnezeu, dacă ne-a dăruit viața, nu așteaptă viața noastră. Adică să trecem în lumea cealaltă, să îi încredințăm viața. Nu. Dumnezeu așteaptă roadele vieții noastre. Așteaptă să-i dăm și viața înapoi. Deci asta o fac din ucigașii bisericioși. Da? Dumnezeu le dă viață și ei o refuză și ce Doamne, ia înapoi, că n-am nevoie. Nu știu.
mea. Da? Sunt îngrozit, sunt speriat, sunt înfricoșat. Pentru că se blochează în anumite condiții ale vieții lor și nu mai știu să caute rezolvarea problemelor, să caute izbăvirea, să caute eliberarea din scripturile aceste poveri. Și atunci îi rezumează lui Dumnezeu viața. Calitățile pe care le primim iubiți credincioși, Dumnezeu nu ne-a creditat degeaba, rațiunile. Dacă nu o folosim, da? Ca orice organ, și mâna, dacă nu o folosești, mâna se atrofiază. Dispare. Nu mai poate să funcționeze. Îi vedem pe bolnavi care sunt la pat, iubiți credincioși, da? Și stau mai multă vreme. Ei trebuie să reînvețe să meargă după aceea, să se orienteze, să își refolosească simțurile iubiți credincioși. Deci Dumnezeu, dacă ne-a dat, da, rațiunea, sentimentele după aceea, la fel să le exprimăm, nu să le păstrăm acolo, să nu știe omul ce gândim, ce simțim, pentru că dacă nu exprimi iubiți credincioși, nu te definești. Și dacă nu te definești, nu existi. Da? Și de asemenea, faptele vieții noastre, care sunt expresia rațiunii și a sentimentelor. De asemenea, dacă nu făptuiești în viața ta ceva, da? În sensul ziditor, în sensul ziditor, nu așa că alergăm noi după cai peste TV și vrem să ne îmbogățim și toate celelalte, și vrem să facem fapte grozave, nu. În sensul ziditor în care rațiunea, sentimentele să se exprime în chip văzut prin faptele vieții noastre. Și acele fapte trebuie să fie bune, să fie ziditoare, să fie izvorâte din experiența vieții noastre și ele să fie temei pentru viața noastră. De aceea, iubiți credincioși, iată că talentul pe care îl primim în viață, unul singur, dacă este, da? Pentru că noi încercăm să ne clasificăm fiecare, știți, din totdeauna ne uităm la talentele celuilalt, știți? Zice, Domnul are îndemânare, are putere, are nu știu ce, toate calitățile, zice, eu de ce nu am? Da, dar tu ai altceva, ți-a dorit Dumnezeu altceva, iată, te observă tu acolo ce ai, și lucrează cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, iubiți credincioși. Nu te uita în grădina celuilalt, că așa facem noi de obicei, da? Noi, chiar dacă nu lucrăm, știți, și dacă stăm așa și nu facem nimic, tot ne uităm la celălalt, de ce îți dorește, de ce i-a dat Dumnezeu, de ce... Și avem multe, multe întrebări și legate, cum să vă spun, de viața aceasta obișnuită pe care o ducem. Zice, zic unii oameni, știți? Ce Părinte zice, de ce a dat Dumnezeu atâta avere unuia, da? Din diverse speculații, și eu sunt sărac și cinstit. Zice că, da, uite, vezi, chiar dacă nu e om cinstit și nu e putare, tot i-a dat Dumnezeu. Nu! Trebuie să avem grijă, iubiți credincioși, și răbdare să vedem roadele acelor vieți. Pentru că, dacă o să vă uitați, gândiți-vă la cei care au câștigat, știți, au câștigat mult pe la lot, pe la lucruri de asta, avem incomensurabil. Și au făcut o analiză, dar nu numai la noi, știți, în întreaga lume și în America. Și toți cei care au câștigat banii ăștia, iubiți credincioși, toți au avut probleme în viață după aceea. Și de aceea, de ce să cauți tu să ai probleme în viață, când poți să trăiești viața simplu? Deci, oamenii aceia, vă spuneam, cei care au așteptat câștigurile acelea mari, și nu trebuie să așteptăm lucruri din astea. Nu așa se rezolvă problemele vieții noastre. De fapt, lumea zice, domne, să câștig la lot, să câștig la bingo, la ce ori mai fi acolo, nu așa. Și toți cei care au dorit să câștige incomensurabil în modul acesta, iubiți credincioși, au rămas sau au sfârșit viața în timp tragic. Da? Și atunci nu trebuie să privim lucrurile sau sporul, zicem noi, între ghilimele, acelor care dovedesc un spor material, iubiți credincioși, și trebuie să privim ceea ce face el în viață. Dacă poate să dea un exemplu bun în viața lui, dacă calitățile lui, acelea duhovnicești pe care, spirituale, pe care le-a dat Dumnezeu, pot să rodească în ceilalți. Bunătate, iubire, pace, așezare sufletească, da? Bucurie. Și toate celelalte roade ale Duhului Sfânt, iubiți credincioși. Dacă ele sporesc în viața celorlalți, înseamnă că lucrarea vieții lui este una bună. Dacă ne uităm numai la aspectul material, iubiți credincioși, vedem că acolo unde a existat o aparentă, un aparent bine, o aparentă bunăstare, iubiți credincioși, s-a ales praful. Totdeauna se întâmplă lucrul acesta. Dacă
Nu rămâi în relația cu Dumnezeu dacă nu rămâi pe calea credinței. Cum se spune în popor, zice, ți-a Dumnezeu mințile și nu mai știi să mai faci cu averea aia. Știți? Și toate lucrurile acelea se distrug. Deci talanții pe care îi dă Dumnezeu nu înseamnă avere din credincioși, nu înseamnă, da, dolari în bancă sau euroi, da, în bancă. Nu vă gândiți la lucrul acesta. Talanții, cu toate că valoarea lor este estimată în bani, da? Talanții reprezintă calitățile fundamentale, spirituale, pe care le avem de la Dumnezeu. Și acele calități trebuie lucrate, trebuie înmulțite. Un talent iubit credincioși zice că valorează 500 de galbe, da? Că nu din așa noi, 500 de mii de euro, da? Un talent, iată, da? Și cuiva i-a dat 5 talanți, da? Și face niște socotelii de noastră și câte i-a dat la fiecare. Nu în bani, iubit credincioși. Talanții aceștia, așa cum spuneam, sunt în măsura duhovnicească, măsura spirituală. Dar ca valoare sunt foarte importanți. Și fiecare a primit după posibilități, după putințele lui, biserică, după putințele lui. Și am văzut că există această tendință și în vremea noastră, bisericioși, noi toți avem daruri de la Dumnezeu, fiecare dintre dumneavoastră. Și așa cum spuneam, nu uitați la celălalt, că am primit, zice, mai multe daruri. Părții socoteile cu tine însuți. Doamne, ce mi-ai dat mie în viață? Ce pot eu să fac? Doamne? Și atunci, iubiți credincioși, trebuie să lucrezi ceea ce poți tu să faci. Nu o să poți să faci tu lucrurile pe care, cum se întâmplă la tinerii aceștia, iubiți credincioși, pentru că ei nu mai știu ce să facă, să gândesc că, zice, Doamne, ce să fac și eu în viața? Păi zice, să fiu ceva superman, așa, știți? Să apun de toate calitățile, dar fără nicio bază. El nu se gândește ce calități am eu, da? Sunt răbdător, sunt iubitor, sunt bun, am anumite abilități pe care să le folosesc. Nu abilitățile celorlalți, mai sunt unii care sunt prin pușcării. Au abilitățile aia o grămadă. Și au o minte, dar aceea e minte, mintea cea vicleană, iubiți credincioși. Aceea este viclenie, nu este înțelepciune. Adică, cum să-l tragă pe scoală pe celălalt. Acum, ați auzit, acum că s-au dus și au speriat, dar ei nu știu și Mexic. Da? După ce speriată de toată lumea, numai în Mexic reajunseseră să cloneze carul, să facă tot felul de nebunii pe acolo. Vă dați seama. Aia nu este inteligență, nu este vicioși. Aia este viclenie. Și cine este viclean? Cel rău, potrivnicul. Da? Deci nu trebuie să fim viclei, să speculăm anumite lucruri din viața noastră. Trebuie să fim autentici, să le zidim, iubiți credincioși, pe o temelie sigură. Și atunci, calitățile acestea, da, sunt cele care aduc sporul vieții noastre, iubiți credincioși, aduc temeiul cel real al vieții noastre. Nu lucruri iluzorii, nu lucruri care țin numai de, să zicem, temporalitatea lumii acesteia, de trecerea timpului și toate celelalte, pentru că toate lucrurile acestea pierd. Și atunci când ne îmbrățișăm înaintea lui Dumnezeu, da? Împăratul cel care, sau stăpânul care a plecat departe și care ne așteaptă în împărăția cerurilor, atunci fiecare va da socoteală pentru ce a făcut cu viața lui, cu calitățile lui pe care le-a încredințat Dumnezeu, da? Și ce a lucrat în viața lui Dumnezeu și faptele vieții lui. Acolo, când ne prezentăm la Dumnezeu, nu mai mergem nici cu diplome, nici cu titluri, nici cu lucruri din astea sociale pe care încercăm noi să le zidim în viața noastră. Acolo mergem cu sufletul nostru, da? Descolit de orice lucru, da? Înaintea lui Dumnezeu și cu faptele vieții noastre. Și dacă sufletul este bun și faptele care au izolat din sufletul bun sunt bune, vom căpăta mântuire. Adică exact ce au făcut ceilalți, peste puține am fost puși, peste multe vom fi puși. Da? Deci, așa cum spune Mântuitorul Hristos celor care au lucrat talanții în viața lor. Peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune. Așa și noi, în Împărăția Cerurilor, iubiți credincioși, după ce vom încheia socoteile cu viața și cu Dumnezeu, vom vedea ce rămâne din existența noastră, iubiți credincioși. Pentru că aceasta este realitatea ultimă la care ne prezentăm. Este judecata Mântuitorului Hristos. De ce vorbim de judecată și de faptul că trebuie să ne ostenim în lumea aceasta?
pentru că încet încet ne apropiem de postul Paștelui și acolo începem pregătirea noastră după obiceasă. Pregătirea aceasta după obiceasă nu trebuie să se încheie niciodată din cerșuri. Dar s-a încheiat postul Crăciunului, gata, nu mai avem nevoie de pregătire. Se vine postul Paștelui, iar ne apucăm de pregătire, iar abandonăm. Nu. Pregătirea noastră trebuie să fie continuă și relația noastră cu Dumnezeu, iubiți credincioși, în viața aceasta trebuie să fie o relație continuă. De aceea, atunci când ne vom întâlni cu Dumnezeu, vom da socoteală pentru ceea ce am lucrat cu viața noastră, propria noastră viață. Și de aceea trebuie să avem grijă, iubiți credincioși, să înălțim calitățile vieții noastre, să le facem lucrătoare, să le facem vizibile, nu pe la televizor și cum se întâmplă acum cu reclame, ci nu așa se fac vizibile calitățile, ci printr-o lucrare continuă. Nu vă grăbiți sau nu periclitați, să zicem, roadele vieții dumneavoastră, doriți de lucruri așa, într-o clipă, minunată. Domnule, să se întâmplă minune, cu mine să fac un lucru deosebit. Chiar dacă veți face, da? Că Dumnezeu va exista, vă uitați la oamenii aceștia. Chiar dacă se întâmplă un lucru odată, vă dați seama că după aceea trebuie să continui, ești responsabil, ai multă, să zicem, responsabilitate pentru darul pe care ți-l dă Dumnezeu. Nu trebuie să neglijezi, nu trebuie să te lenevești, nu trebuie să spui, să te pui pe o ureche, gata, acum am de toate și ca bogatul acela care a zis, ai, am de toate, zice, vreau, mănâncă suflete și reveselește că nu mai nimic de făcut asta. Nu. Pentru că nu știm clipa în care, da, vom pleca din lumea aceasta și cu ceea ce vom fi iubiți pe Dumnezeu și cu aceea vom pleca din lumea aceasta. Cu ceea ce am realizat, sufletește, duhovnicește, în timp spiritual cu viața noastră, cu acele lucruri vom pleca la judecata Mântuitorului Hristos. Pentru că, iată, după ce Dumnezeu ne-a dat darul, există și o judecată. Aceasta, ce-am făcut noi cu talanții pe care i-am primit. Și atunci, la această judecată, trebuie să răspundem în chip de plin, iubiți credincioși. Adică, ne-am sărășit datoria și lucrarea vieții noastre în chip temeinic, sau, dacă nu, am avut acolo tot felul de condimenti, de ezitări, n-am avut atâta credință încât să lucrăm în viața noastră ceea ce trebuie, chiar dacă mai sunt lucruri în viața noastră care credem noi că sunt vieți, iubiți credincioși. Omul care are credință trece peste toate încercările, iubiți credincioși. Trece peste piedicile pe care le are în viață. Da? Nu se oprește. Da? Un om care, da, zice să-i aminte să nu stai, da? Cel ce spune să-i aminte să nu cadă. Deci nu putem să oprim, să zicem, sensul acesta al credinței la întâmplări, să zicem, în viața noastră, unele de fericite, pe care, eu știu, le interpretăm, cum le interpretăm în lumea noastră, dar pe care trebuie să le vedem în perspectiva mântuirii, iubiți credincioși, în perspectiva a ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. De aceea, iubiți credincioși, să săvârșim lucrarea vieții noastre așa cum se cuvine. Să sporim darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Talanții acestea, da? Fie că sunt simplurile noastre, fie că este sufletul și trupul nostru, adică darurile acestea, ele sunt darurile lui Dumnezeu, să le lucrăm în viața noastră în timp de plin, iubiți credincioși, astfel încât trupurile și sufletele noastre să primească mântuire. Să dobândim acea chemare a lui Dumnezeu, intră slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost spusă, peste multe te voi pune, acum și pururea și în vei și veșilor. Să aveți o săptămână binecuvântată, iubiți credincioși, să cu spor, cu lucruri de folos, să ne ferească Dumnezeu de toate încercările, de bolii noastre, de toate bolile și toate celelalte întâmplări care pot veni asupra noastră. Iubiți credincioși, săptămâna care urmează, aici vom avea niște lucrări. De aceea, pauză, cei care mai pot să mai rămână să luăm stânge, covoarele, tot ce avem aici, pentru
fiindcă, da, bardosea, da, în afară de partea centrală, partea de acolo, trebuie în centrală afară, vor fi refăcute. După aceea, vom mai avea lucrurile aici. Nu am început acum în forță, pentru că am văzut că pământul ăsta de aici, de Bărăgan, e greu. Că ăla se lipește de sus, nu e așa ceva de joacă. Pentru că trebuie să facem o fosă septică, o toaletă normală, cu toate tot ce trebuie, să punem și apa, să facem și taluzul acela acolo, la să nu cadă pământul în stradă. Poftit? Începe să cadă. Așa. Și atunci avem încă lucrări de făcut aici, din biserică. De asemenea, ați primit așa un anunț că o să facem acoperiște noi, pentru postul Paștelui bisericioși, pentru că aceste acoperiște se schimbă în timpul postului Paștelui, sunt unele de doliu, da? Sunt acoperiște negre, închise, cernite, pentru perioada specifică postului Paștelui și am făcut deja comanda săptămâna care a trecut. Doamnele au fost vrednice și deja s-au strâns acolo banii pentru acoperămintele acestea. Și când începe postul Paștelui, o să punem acoperămintele aici. Și toate celelalte lucruri pe care le vom mai avea de făcut, avem nevoie de susținerea noastră, de ca să fiți părtași acestei lucrări. Vom mai avea de făcut în cimitir, că anul acesta este anul, da, cimitirelor, da? Nu a cimitirilor, celor care sunt acolo, cinstirea strămoșilor și așa mai departe. Și anul acesta este al diasporei și a amintirii față de strămoși și de grija față de morminte, de cimitire și așa mai departe. Așa că noi am început de anul trecut, anul ăsta trebuie să continuăm, iată fiind, voi fi deja pregătiți pentru lucrarea aceasta. Și după aceea, ce mai gândește Dumnezeu? Pentru că avem un proiect pe care acesta cu restaurarea, cu refacerea bisericii, de la acoperiș până jos, acolo la trotuarul de jur împrejur, se lucrează la devit și la caietul de sarcini, după aceea se va face o licitație. Se face o selecție de oferte, primim aprobare și după aceea începem să căutăm bani ca să începem să schimbăm lucrurile de sus, de la acoperiș și până jos la temelie. Da? Cam acestea sunt lucrurile. Vedeți, până acum nu v-am agresat cu ceea ce avem de făcut, v-am speriat, am zis să vă mai încerc, să ne mai obișnim așa, cu anul care a început, dar noi ne facem planurile și așa trebuie să facem fiecare dintre noi, nu v-am spus la început de an, dar fiecare trebuie să-și facă planurile vieții lui și dacă astăzi avem timp la planurile, să lucrăm așa cu spor, ca să dobândim nu numai cele materiale, ci mai ales cele duhovnicești, pentru că ceea ce facem noi în timp material, în timp credincioși aici în biserică, lucrările acestea, ele nu sunt lucrări materiale, da? Facem, este tot lucrare duhovnicească. Trebuie să-i dai sens duhovnicesc unei lucrări. De ce? Pentru că atunci când veniți în biserică, aici trebuie să găsim universul acela, să zicem, desăvârșit al lui Dumnezeu, bisericioși. Și dacă ceva este în neregulă, cel care vine să se roage, de exemplu, vine la Dumnezeu și la Dumnezeu este ordine, este disciplină, este frumusețe, este lumină, este tot ce vreți, ceea ce este cel mai bun, da? La Dumnezeu. Și atunci dacă venim într-o biserică și nu găsim, nu sau nu ne regăsim în ordinea aceea firească, poate să ne determineze de ceva, de la starea noastră sufletească. Și atunci, de aceea, noi trebuie să punem în ordine lucrurile acestea, nu ca să ne facem niște lucruri bisericioși. Nu. Deci nu asta e misiunea, da? Deci am apopsit gardul și înăuntru le opargă vorba aceea, pentru că dacă ar fi biserica goală, da? Ce folos ar fi zidurile acoperișurile, numai dacă nu plouă, Doamne ferește, mai bine, la botezul, la comunii, și atunci ar zice, Doamne, vrei biserica cum trebuie, s-a ruinat, știți? Deci nu trebuie să lăsăm. Dar, dacă biserica n-ar primi oameni, da, care au nevoie de lucrarea lui Dumnezeu, atunci n-ar fi nevoie să ne gândim de gard, de popsesc, de toate celelalte, de acoperiște, da? Dar ca să avem unde să venim, pentru că nu poți să vin într-un loc dărâmat, într-un loc, într-o ruină, nu te poți duce. S-a dus Sfântul Antonie cel Mare. El s-a dus într-o cetate ruinată, pentru că era părăsită că acolo diavolul pusese stăpânit.
diavolul îi pusese stăpânire. Da? Și atunci oamenii fugiseră acolo din cetate. Așa se întâmplă. Deci locul trebuie să fie primit, pregătit ca pentru Dumnezeu. Unde este ruină, acolo vine celălalt. Dacă este ordine și frumusețe și armonie și toate celelalte lucruri sunt așa cum se cuvine, acolo simți prezența și lucrarea lui Dumnezeu. De aceea ne pregătim. Nu ca să facem noi aici să ne facem de lucru. Nu. Nici de cum. Ne facem, facem lucrurile acestea, ca atunci când venim în biserică, să ne descoperim pe Dumnezeu, fiind de timp bisericioși și nimic să nu ne abată de la sentimentele noastre acelea în relația de comuniune cu Dumnezeu. Așadar, de aceea ne pregătim și să ne ajute Dumnezeu și pe fiecare dintre noastre să mulțim talanții vieții. Amin. Săptămâna care urmează bine seara la 17:30, stai la Sfântului Mastru, sâmbătă dimineață la stasă de la ora 9 și duminică ne revedem din nou la Sfânta Liturghie. Să aveți o săptămână binecuvântată la noi.